Una dintre motivațiile pentru care am deschis acest canal de YouTube e că pe foarte multe șantiere am văzut beneficiarii foarte stresați că își comandaseră diverse chestii, dependeau niște echipe și celelalte dinainte nu terminau pentru că de fapt au fost vreme sau au prins alte proiecte sau au fost decalaje și de aici foarte mult stres, nervi, certuri, în fine, depresii, pastile, terapie, scandal, șoc și groază și așa mai departe. Și atunci, de fapt, un astfel de proiect, dacă vrei să scapi de stres, stai cu minte jos o zi sau două, trei, poți să le pui pe toate astea pe un calendar, ai un astfel de grafic cu dependențe și în momentul în care îți discuți cu echipa pe care vrei să o contractezi, poți să știi, băi, am nevoie de la tine din data cu tare, în data cu tare, poți să-i arăți omului foarte cinstit, uite, vezi, dacă tu nu vii în intervalul ăsta, uite ce se întâmplă cu mine și cu casa mea și atunci vreau neapărat să vin în intervalul ăsta și atunci te gândești ce vrei să negociezi, vrei să negociezi la bani sau vrei să negociezi la timp. Nu? Care timpul costă? Care timpul de fapt costă pentru că trage după sine multe alte costuri. Pentru că odată cu creșterea șantierului de la 309 zile la 236 de la 236 de zile la 309 zile, tu poate că stai în alt loc și trebuie să-ți plătești chiria unde stai acolo, impozitul pe terenul pe care construiești, îl plătești pentru că este un bun, o proprietate și stai acolo. Plus trebuie să plătești extra paza, gardurile, nu știu, poate ai închiriat un birou de la de șantier, un container sau ceva, deci sunt niște costuri de șantier care merg lunar, nu? Poate ți se degradează materiale. Sau materiale care le-ai cumpărat deja și stau în ploaie și se strică și ele la rândul lor. Am pățit și asta. Sper că ți este util acest material video foarte scurt ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube Marius Șofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfatul lui Șofete în construcții pentru a putea construi mai bine.